Haide să mergem și la Roberniță, care ne așteaptă din Spania. Robert, salut! Ce faci, bă, băiatule? Așteptam, venim! Suntem peste tot acasă, venim să-i ciovăgim! Veniți, dar vezi că... Vezi să nu cazi de acolo! Că stau bine aici! Da, dar vezi că nu se aude chiar atât de bine, să știi! Poate vântul foarte rău, să știi. Ba, am înțeles. Am o rugăminte. Poți să stai... Așa, stai și tu în genunchi cumva, că nu te... Nu-ți mai... Te vedem de la nas, fața nu ți-o... Mai jos puțin, lasă-te puțin mai jos. Pe burtă, te rog. Nu, pe burtă e acolo, spre Cluj. Băi, dar puneți, băi, și voi burtieră. Unde, cum se, unde ești acum? Cum se numește localitatea? Văd un meci de fotbal și la ora 2 mă duc să văd secunda divizion. Unde ești acum? Unde ești? La Valencia. În Valencia. Puneți, bă, mare, Roberniță, direct din Valencia. Omul s-a agitat să ie pe teren, să dea viață emisiunii. Bă, da, ai talent, Robert. Bravo, tată. Bravo. Bravo, Robert. Rareș, am detonat bomba. Rareș Pobla Rapid. Da, un transfer de viitor, un transfer care pe undeva asigură și concurența jucătorului Under 21 și continuitate, pentru că Rareș Pop este un jucător care este născut în 2005, dacă nu mă înșel. Ai un Borza care este eligibil pentru Under 21, ci Rapidul are o politică foarte bună, pe lângă jucătorii străini care să ridice nivelul competiției, să uită și la jucătorii români de perspectivă care pot fi eligibili pentru regula Under 21, să joace la echipa națională și ulterior pentru a fi vânduți în străinătate și a face și clubul profit. E lovitură? Da, este o lovitură și de imagine și fotbalist. Da? Pentru că e un jucător bun. Rapid urmărește în momentul de față peste 50 de jucători români și străini. Și campania de transferuri a Rapidului nu este întâmplătoare, pentru că departamentul de scouting coordonat de președintele Nicolae și de domnul Angelescu își face treaba foarte bine. Iar Rapidul în momentul de față poate cumpăra orice jucător de la orice echipă din Superliga și din străinătate dacă își dorește. Și de la FCSB, dacă își pune mintea? De oriunde. Rapid a ajuns la un nivel, la o stabilitate financiară și aici este meritul domnului Șucu și a domnului Angelescu, încât își poate permite să cumpere orice jucător din România. Și de la Gigi și de la FCSB? De oriunde. Da? Adică crezi că ar avea putere să ia și jucători de la Gigi Becali? Păi uite-te că devine o obișnuință să transfere la 1.000.000 de euro. Uh-huh. Borza 800.000. Bine, deja l-avem pe Djokovic. Adică eu bine, știi cum e, oarecum întrebarea mea e retorică. Că deja l-avem pe Djokovic, nu care s-a dus, da? Cred că Rapidul, dacă îl dorea pe Companio, nu putea să-l ia. De ce nu l-a dorit pe Companio? Pentru că în momentul de față, când vorbeați voi și foarte bine ați sesizat acolo în studio, jucătorii cu viteză de la CFR sunt la Rapid. Păi de unde să aibă cu viteză în asta? Urmărește, mă, Robert, ăsta. Învață. Îmi duce capul, ă? Burețelul absorbe ca un burete, ă? Știi că e nebunit că nu e la emisiune. În fiecare zi mă sună. Vin, mai așteaptă-mă. Bă, zic, nu știu dacă te mai aștept, i-am zis. Vin. Cum a declarat domnul Șucu în dimineața asta, ai înțeles? Domnul Becali, venim, Rapidul prinde viteză, venim. Tu ești mult mai dibace decât domnul Becali și după investiție de peste 1.000.000 de euro nu renunți așa ușor la unul dintre cei mai buni jucători. Mulțumesc, așa, Robert. Așa. Robert, din informațiile tale, câți bani a băgat domnul Șugu în această perioadă în transferul? Cred că suma e foarte mare, punând și acești 700.000 de euro al lui Rareș Pop. Cât a băgat? Din ce știi tu? Cât a băgat cu totul? Păi peste 5.000.000 de euro. Peste 5 milioane de euro, plus cheltuielile adiacente, nu? Două baze de pregătire la nivel european, baza de la Coresi, care acolo iar se construiește, se modernizează, se face un centru de kinetoterapie, vestiare, cafenea pentru părinți, restaurant pentru jucători,
că sunt investiții, investiții foarte mari și rapid în următorii 2-3 ani va avea o infrastructură de invidiat pentru toate cluburile din România. Deci peste 5 milioane. Bine, o sumă record pentru fotbalul românesc. Da, și băgați într-un timp scurt. Gândește-te că Rapidul din vară până acum cheltuie foarte, foarte mult. Și aduce jucători. Și aduce jucători care confirmă. Și confirmă imediat. Uite un Rahmani, uite un Burmaz, uite un Borza. Iar un jucător tânăr din vară încolo, regula 6+5 sau cu jucătorii români, nu? Uite că Rapidul vede în perspectivă lucrul ăsta și începe să aducă jucători români. Cumpără de la domnul Hagi, îl cumpără pe Aioani, îl are pe Borza tot de la domnul Hagi, Rareșcop, sunt soluții. Cârjan, care este și el eligibil pentru naționalele de fotbal ale României. Lucrurile sunt gândite. Nu degeaba spune domnul Șucu și spun domnul Șucu și Angelescu că este un proiect pe termen mediu-lung. E adevărat, foarte important ce se întâmplă și de azi pe mâine. Dar toate investițiile se fac în perspectivă și la un moment dat clubul ăsta se va autosuține și va fi și profitabil pentru cei care investesc acolo. Da, Robert, are de ce să se teamă și nu vorbesc neapărat anul ăsta. Ca și strategie, ca și viitor, are de ce să se teamă Gigi Becali de Șucu? Cred că nu numai domnul Becali. Eu am pus domnul Becali că în momentul de față, să zicem că e cel mai potent, e pe primul loc, să zicem că ne raportăm la Gigi Becali în momentul care e cel mai puternic din fotbalul românesc. Mă refer că e și pe primul loc, cum să spun, bani, se știe că are bani foarte mulți, de-aia mă raportez, de-aia spun Gigi Becali. Nu stau să-i înșir pe toți. Evident că e Varga, e Rotaru, clar, dar eu vorbesc clar de Gigi Becali că în momentul de față el e acolo omul, ca să zic așa, la care te raportezi, patronul de forță la care te raportezi, acum fiind și pe primul loc. Da, domnul Becali are motive de îngrijorare, cel puțin, pentru că investiții sunt, există o academie în spate, există două baze de pregătire foarte, foarte bine, foarte bune, există un competitor de luat în seamă în persoana clubului Rapid, dacă pot spune așa, pentru că, așa cum am spus mai devreme, orice jucător și-l dorește Rapid în momentul de față, îl are. Și atunci, normal că nu mai este doar domnul Becali cel care stabilește piața. Da. Care făcea cărțile, ca să zic așa. Făcea cărțile, da. Pentru că era să fie Mihai, cam făcea. Aici, da. Cel puțin. Cam toți jucătorii de aici, din România, veneau la FCSB. Cei mai buni jucători tineri din România, fluxul se îndrepta către FCSB. Da. Acum a apărut Șucu, a apărut Rapidul. Să ne gândim bine. A oprit fluxul. Să ne gândim bine. Nu? A făcut un mic baraj, nu? A venit și cu Angelescu și au început să împartă. Au început să pună pietre, mai înțeles, facă un mic baraj. Să luăm ultimii ani. Man, Nihăilă, Uta. Da. De Farul nu mai zic câți jucători. Miculescu. Miculescu, nu da. Nihăilă. Da. Mă gândeam, da. Tot cu Farul nu mai spun. Toți jucătorii tineri de mare valoare în ultimii ani și care sunt și pune echipa națională, nu numai ăștia acum de data recentă, sunt proveniți din Academia lui Gică. De unde au mai luat? De la Craiova. De la Craiova. Au luat jucători de la Craiova. Vlad, David Popescu. Vlad, ce să mai zic? Da. Deci fluxul a fost... Spre FCSB. Se ducea numai către FCSB. Acum... Când ajung în Gara de Nord, o iau și la dreapta înapoi către Giulești un pic așa, știi? Aha. Nu numai către Vest, către Ghencea, știi? Către Palat. Da, eu am spus Ghencea, nu, că nu se duc acolo. Da, la Palat, către Palat. Către Nord atunci, către Palat. Mi-e teamă că atâta timp cât Rapidul va avea o putere de cumpărare asemănătoare, nu trebuie să fie la fel ca cea a lui FCSB, jucătorii și cluburile vor prefera să trimite jucătorii acolo, la Rapid mă refer. Pentru că până acum n-aveau alternativă. N-aveau alternativă și avem la Rapid un club
condus mai serios, apropo de ce zicea și Robert vis-a-vis de, de bazele de pregătire, și n-ai cum să nu le iei în considerare. Ca și de ce, care te de ce acum s-ar duce la o ofertă relativ egală spre Șucu și Rapid și nu spre Gigi și FCSB? Pentru că din punct de vedere sportiv, eu cred că Rapid, dacă nu sunt sigur, acum se întâmplă ceva radical, nu știu. Rapid va fi clar o echipă care se va bate la, la locul 1, an de an. Patronii sunt genul de oameni care, cel puțin așa, parcă nu se implică la echipă și din informațiile pe care le avem. Patronii Rapidului. Patronii Rapidului nu se implică la echipă. Lucrurile sunt mai profesioniste. Mult mai profesioniste în momentul ăsta. Antrenori, adică eu cu totul altă discuție. Știm ce probleme au fost în ultimii ani la FCSB și cu antrenorii, până la urmă, că la un moment dat refuzau să, să mai vină. Deci, mie, castelist, mi-e teamă că Rapid va fi un club mai atractiv în viitor. Și chiar dacă FCSB va lua campionatul anul ăsta, cum era aia? Campionatul ține mai mult de palmares în momentul ăsta. Cum e aia? Houston, avem o problemă, nu? Gigi, avem o problemă. Cum era aia? Houston. Houston, avem o problemă. We have a problem. Gigi, we have a problem, îi zice MMU. A, bine, acum eu nu mă chipui că domnul Becali își face griji pentru că îl cunoaștem. Nu. Dar nu sunt de acord cu tine. Gigi Becali este un tip foarte inteligent. Lasă spectacolul care îl face, lasă, cum să spun, poza, lasă glumele, glumițele, Caterinca. Mihai, tu știi foarte bine, Gigi Becali are o minte brici. Îți dai seama că îl interesează tot ce face Rapid și cu toți jucătorii care... Nu există. Subestimați pe Gigi Becali niciodată. Omul este brici. Niciodată, că le mai spuneam prietenilor mei, bă, nu mai vorbiți, mă, de Gigi, că e ușor să îl jigniți, să spuneți că e din ăla, că e din ăla, că ești, nu vreau să folosesc cuvintele. Mai înțeles așa. Mă ascultă-mă puțin. Gigi Becali este un tip care are creier briliant, brici. Și el știe afaceri, mai înțeles? Nu poate să rămână... Nu nimeni chestia asta. Florin, clar. Nu poate să rămână indiferent la ce se întâmplă. Dar el, treaba asta de care vorbiți voi doi, o face de ani de zile. Importul ăsta de jucător tineri de mare valoare. Rapidul abia acum a început să o facă. Da, uite că i-a luat niște jucători, i-a luat jucători tineri, Borza, Aioani, Rareș Pop, jucător Mihai, Petrila, înțelegi? Niște jucători tineri care unii dintre ei, în mod sigur, ar fi ajuns la FCSB. Da. Adică Hâț le-a tăiat fluxul. A venit Șucu cu un forfecoi din ăla mare, așa, și a zis, unde este Vena? Vena. Înțelegi? Vena. Haps! Ia uite, haps! Dar crezi că în momentul în care iese cu o declarație, cum a făcut acum vreo, nu mai știu, 2-3 săptămâni, și spune, nu ne mai poate opri nimeni, sau mă rog, nu știu, foarte încrezător. Da. Luăm sigur titlul anul ăsta. Are vreo frică în momentul în care spune chestiile astea? Nu, eu zic că o spune și psihologic. Robert, te rog! Da, te rog. Că Rapidul va conta din ce în ce mai mult. Ai publicul, un stadion care tot timpul este plin, ai patronii care nu se implică în echipă, ai un antrenor care are libertatea sportiv de a alege primul 11, iar din punct de vedere al jucătorilor, oricând un jucător cerebral și un jucător care vrea să joace și conștient de valoarea lui, de calitățile lui fotbalistice, oricând, în orice moment, va alege Rapid. Rapid, un dauna FCSB-ului. Da. Sunt mai multe plusuri din toate punctele de vedere, din punct de vedere al proiectului, al seriozității, al financiar, dacă vrei, al publicului, un stadion nou, cu condiții de pregătire foarte bune. Iar asta se vor îmbunătăți ușor, ușor și la Academia Rapidului, unde copiii care vor veni din provincie vor avea posibilitatea să locuiască într-un mediu organizat, să meargă la școală împreună și așa mai departe. Aici te contrazic puțin, doar dacă jucătorii nu sunt steliști de mici. Ai grijă. Adi, aici depinde de alegerea fiecăruia. Dar ca și proiect, ca perspective, ca seriozitate, în momentul de față, Rapidul arată foarte, foarte bine. Mă, știi ce e important, Robert, băieți? Ce e important? Că vom avea o luptă între titani. Pentru că nici
Deci, a venit Șucu cu Angelescu, e Gigi, va fi clar, așa se pare, cel puțin acum, la prima vedere, că va fi o mare luptă între Șucu și Gigi Becali, dar eu cred că Varga va rămâne în luptă până în ultima etapă. Asta este părerea mea. CFR-ul rămâne o echipă puternică. Rotaru tocmai a tras doi sponsori uriași, uriași, la Universitatea Craiova. Credeți-mă, uriași. Da? Nu știu dacă o să vorbim astăzi, poate mâine, despre asta și o să detaliem. Deci Rotaru a atras doi giganți care să vină lângă club. Rotaru are o ambiție, cum să spun, credeți-mă, e disperat să aibă performanțe, să câștige ceva. E ambițios. Deci vor fi niște lupte senzaționale între titani. Ăștia, cei patru sunt la un nivel foarte mare, mă rog, ceilalți, Sepsi, cum îi zice, Hagi, nu cred că au posibilitatea. Domnul Nitipelu, dacă vine domnul ăla din Turcia pe la petrolul... No, da, nu, eu vorbesc de titani, Careu de Aș, ăsta e Careu de Aș, Gigi, Șucu, Varga și Rotaru, nu e, Mititelu își dă săracul din banii lui, dar nu are averea, nu are atâta forță, mai înțeles? Și mai e ceva... Mititelu nu produce. Asta e marea problema lui. Va trebui să învețe să producă, că el vinde. El face o mare greșeală strategică, care o face de ani de zile. Vinde pământuri, se bucură de bani, a luat banul, l-a cheltuit, pentru că Mititelu merită respect pentru ce face, da? Lăsând la o parte și diferendele care le mai am eu cu el și așa mai departe, așa, unele chestii în care, cum să spun, n-a fost elegant, Mititelu chiar pune bani de la el din buzunar și merită respect. Adică indiferent cum o dăm, mai înțeles, și care gura mare și că uneori mai sare calul, așa, de multe ori are și dreptate, pentru că într-adevăr e un om nedreptățit. Chiar e un om nedreptățit și de sistem și de partid, dacă vrei, și de toată lumea. Să-ți fure cineva o echipă, Robert, nu-i puțin lucru, mai înțeles? Doar că Mititelu, problema lui Mititelu este că el nu produce, sau cel puțin, nu mai știu acum în ultimele luni, poate s-o fi deșteptat, dar el nu produce. El ia banul, da? Dar vinde ce vinde și la revedere, banii s-au dus, înțelegi? Gigi Becali produce, construiește blocuri, construiește cartiere, da? S-a șmecherit, ca să zic așa, da? Are fata, are oamenii care, cum să spun, au început să facă o grămadă de bani. Pământul ăla l-a mulțit cu 10 prin construcții, a început să producă de câțiva ani de zile, că și Gigi făcea ca Mititelu. Vindea pământurile, dădea bani la echipă și la toți pe care de care are grijă și sunt o grămadă. Rotaru, la fel, mai înțeles, am înțeles care, agricultura, nu știu exact. Neluțu Varga, înțeleg că la fel construiește, are imobiliare, intră în energie, știi? Problema lui Mititelu, repet, poate eu nu știu acum, poate s-o fi schimbat ceva în ultimile luni, ca să zic așa, problema este că el cheltuie fără să producă și e foarte greu. La un moment dat, balta aia să seacă, că asta e viața. Dar, repet, Mititelu chiar merită respect și chiar are o echipă frumoasă cu niște jucători buni și FCU trebuie să fie acolo, la luptă. La luptă trebuie să fie pentru să avem un campionat mai puternic. Bun, Robert, haide să nu te mai ținem. Vreau să te mai întreb ceva. Cum ți s-a părut că a intrat Cristea? Senzațional. Senzațional. A fost un moment și psihologic, dacă vrei, să-ți pierzi capitanul de echipă, liderul din teren, din vestiar, în primul sfert de oră. Și chiar am vorbit cu Cristi aseară, imediat după, la vreo oră după partidă, și să simțea mai bine, va face ceva investigații la București, dar eu... Cu cine? Nu cu Cristi, ai vorbit cu Cristi Săpunaru, ai vorbit. Cristi Săpunaru, da. Și ce zicea? Povestește-ne puțin, ce zicea Săpunaru? A avut probleme de echilibru, pentru că a fost lovit undeva în zona cervicală de buldozerul de la CFR Cluj și amețel și o durere foarte puternică în zona cervicală, de-aia nici nu a mai continuat partida. Îl cunoaștem cu toții pe Săpunaru și n-ar fi ieșit niciun moment, niciodată. Dacă cum se simte? Cum se simte? Aseară, la vreo oră și ceva după meci, am vorbit cu el și se simțea mai bine. Dar trebuie să facă niște investigații. Loviturile în zona capului și în zona cervicală nu e de joacă. Am înțeles. Ne spunea domnul Angelescu că și nici nu mai vedea bine aseară, așa a spus după meci. A avut probleme de vedea încetoșat,
probleme de echilibru pentru că era un pic amețit, de aia și ieșit, că dacă ai văzut Horia, el iese cu staful medical, iese pe marginea terenului, primește îngrijiri, intră înapoi și după 30 de secunde ridică mâna, s-așează pe gazon și solicită schimbare. Deci la prima vedere, nu-i ceva grav. Nu. Nu, și e îmbucurător că a rămas conștient pe toată perioada asta, știa unde se află, cât e scorul, ce se întâmplă și așa mai departe, a trăit la intensitate maximă meciul de pe banca de rezerve, iar Cristian trebuie felicitat, pentru că vine după o perioadă în care pierde echipa, probabil nici din punct de vedere moral nu era foarte bine, dar intră și o face foarte, foarte bine. O face era afectat că era rezervă, din ce știi tu? Niciun jucător nu-i convine, Horia, vii cu speranțe, vii de la FCSB, joci la început și se schimbă lucrurile. Rapidul, mă uitam și aseară pe bancă, în momentul de față are, Bergodi are de unde alege, indiferent de post, indiferent de minut, dar accidentări de evoluția scorului. Da. Te uiți pe bancă. Eu l-ascultam, eu sunt băieț, eu sunt foarte atent la nuanțe și ascult orice foarte atent. E prima oară când îl aud vorbind foarte relaxat și liniștit pe domnul Angelescu și spunând dacă va accepta Albu oferta financiară, ne înțelegem, dacă domnul Albu nu va accepta oferta financiară, asta e. Nu ne înțelegem și poate să plece de la Rapid. Și mă gândeam că liniștea asta Robert o are pentru că lotul este unul stufos cu multe soluții. Dar acum 6 luni n-ar fi avut această liniște Angelescu și n-ar fi să vorbească, cum să spun, nu relaxat, să vorbească, dacă vrei, până la urmă, oarecum impersonal, ca un business. Dom'le, dacă ne înțelegem, ne e drag să-l păstrăm, dar dacă nu ne înțelegem, asta e, o să plece. Pentru că acum 6 luni, dacă pleca Albu, era o mare pierdere, n-aveai cu ce să-l acoperi. Și gândește-te că este vorba despre un jucător titular intrat în ultimile 2-3 luni de contract. Exact. Și care joacă și își face treaba. Adică e prima oară când spune domnul Angelescu, acceptă și ideea, domne, nu ne înțelegem, asta e, Adi. Poate să plece, Albu. Nu l-auzeai pe Angelescu acum 6 luni spunând asta, crede. Au un lot numeros cu jucători buni, au de unde să aleagă și hai să-l spună și pe așa, nici Albu nu e Messi. Adică sunt de nivel bun. Dar nu să spună că... Hai să nu plângem să acum. Să nu plângem. Spune altfel, Rapidul nu stă într-un singur jucător. Și nu stă în Albu. Și nu în Albu. Și nu, uite, n-a stat în cel mai bun, unul dintre cei mai buni jucători, Horațiu Moldovan. Stai! Aseară n-a stat în Săpunaru, dacă e să vorbim pragmatic, Robert. Asta este. Rapidul aseară, din fericire pentru ei, n-a stat nici măcar în Săpunaru, care este liderul incontestabil al echipei. Apropo, n-avem și noi vreun clip, ceva cu Săpunaru, băieții din regie? Nu le-a zis Săpunaru nimica? Nu le-a zis nimic Săpunaru înainte de meci? Niciun discurs motivațional? Da, aștept dacă găsim ceva. Că mie îmi plac discursurile alea lui Săpunaru. E, Robert, nici măcar Rapid o seară. Horia, pentru că ai soluții indiferent de poziția din teren al jucătorilor. Dar acum ceva timp era o mare problemă că lipsea un Petrila, un Rahmani, un Emers. Uite, acum te uiți pe bancă și e greu, în momentul de față la Rapid e greu să prinzi lotul, nu să prinzi primul 11. E greu să prinzi lotul, e greu să prinzi banca de rezervă. Da, așa este. Da. Bine, Robert, victorie oricum mare pentru Rapid. Veniți, cum a zis domnul Șucu, veniți după FCSB, venim, domnul Becali, venim, prindem viteză, se bate la titlu Rapidul. Da, cred că s-a întrerupt, da, Mihai? Cu el vreau să vorbesc, vreau să-l rog să... Hai să vedem, dacă putem să refacem, refaceți-o. Vreau să rog că ceva. Timp avem. V-am zis că la 5 terminăm azi? Să nu mai știu dacă v-am anunțat. Să vă anunțați soțiile. Că am protocol. Da. La ora 13 ai zis. Da. Trebuie să jucăm la Superbet la pariu. Nu? La ora 15 spre 16 plecăm. I-am promis lui Diaconescu că bat toate recordurile. Și mi-a zis, nu, te rog, nu. Hai vedeți dacă mai refaceți legătura cu Robert Niță, un minut, două, dacă mai putem, să-i spună Mihai.